o jurnalistă din Rusia, foarte curajoasă, în timpul unui buletin de știri la televiziunea națională din Rusia, vine cu o pancartă în jurul, de fapt în spatele colegului care prezenta știrile și face un apel la încetarea războiului și anunță că ceea ce se prezintă public nu ar fi adevărul. Da, am văzut imaginile. Acel jurnalist, acea femeie, e un om curajos. Ca să fie limpede astfel de, nici nu știu, cu acte, da? În Rusia nu ai voie să spui ce crezi. Nu ai voie să pronunți sau să scrii în spațiul public cuvântul război legat de ceea ce Putin numește operațiune specială în Ucraina. Așa arată o dictatură. Așa arată o țară în care nu cred că vreunul dintre concetățenii noștri ar fi confortabil să trăiască. Ei mai aud încă pe unii sau pe alții încercând să găsească justificări pentru comportamentul lui Vladimir Putin, pentru războiul ăsta declanșat, încercând să găsească motive. Da, stai un pic, că și nu știu cine, nu știu ce a făcut. Nu cred că este calea corectă și cred că orice cetățean poate să facă acest minim efort de imaginație și să se proiecteze o zi din viața lui într-o astfel de țară, într-o țară în care nu ai voie să vorbești. De bine de rău, în România putem spune prostii liberi. Da? Putem să fim chiar și proști liber, ceea ce e un mare câștig. Este un mare câștig, da, pe mulți ne deranjează, sigur, mulți dintre noi nu vedem prostiile pe care noi înșine le spunem, dar putem constata și că oricine, chiar dacă nu suntem de acord cu el, poate să vorbească liber. Și asta înseamnă să trăiești într-o democrație. E mult mai confortabil. Este mult, mult, cu toate minusurile pe care și o democrație le poate avea, este mult mai sănătos să-ți crești copiii într-o țară în care libertatea există.